I
Se duce viața ca un vis și zilele se duc și vin, iar noi zburăm spre paradis, spre viață sau spre sau spre foc fără sfârșit. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna. Ești pregătit să zbori adunare de doliu, frați și surori, suntem din nou împreună să formăm această adunare de doliu. Casa de rugăciune găzduiește de data aceasta o adunare de doliu, întrucât se întâmplă lucruri pe care câteodată doar vorbim de ele. Și spunem și în această seară, a doua seară de priveghiu, Dumnezeu Tatăl, nevăzut, l-a chemat acasă, în veșnicie, pe cel care a fost pastorul Cornel Borlovan. Unde? Niciunul n-am fost acolo. Pe drumul ăsta niciunul dintre noi nu a mers. Întotdeauna necunoscutul ne sperie. Și totuși sunt momente în care Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu noi. Dumnezeu Tatăl nostru
vrea să-i auzim glasul. Nimeni nu înțelege ce-i casa de jale. Nimeni nu o iubește dintre noi oamenii. Și totuși Dumnezeu zice că e bine să te duci. Noi ajungem siliți aici. Noi n-avem cum să ne ascundem. Venim pentru că a rămas o familie. Venim să le spunem că suntem alături de ei. Venim să le spunem condoleanțe, Dumnezeu să vă mângâie, să vă întărească. Dar dincolo de ceea ce putem spune noi, trebuie să se deschidă ochii. Pentru că fiecare dintre noi avem momente în viață în care Dumnezeu se poate adresa, ne poate vorbi. Și în astfel de situații, diferit de orice întâlnire care e în lumea aceasta, sunt momentele acestea de despărțire, momente în care Dumnezeu face să-i se audă glasul și pleacă dintre noi câte unul drag. Venim pe rând și plecăm pe rând. Noi zicem sărite. Noi venim că vrea Dumnezeu și avem rândul nostru și generația noastră, dar vom citi în seara aceasta că oamenii pleacă rânduit. Dumnezeu spune, așa trebuie să fie. De mai erau o lună și câteva zile, ar fi fost 89 de ani și Dumnezeu a spus, vino acasă. Unde-i casa asta? Ce e în ea? Cât ne așteaptă acolo, cu cine ne întâlnim? Cât sunt cei care ne conduc? Noi totdeauna ne preocupăm de cei care am rămas, dar cei care au plecat. Și vedeți, Dumnezeu vrea în astfel de situații, în întâlnirile acestea, să ne facă să-i auzim glasul, să ne spună când inima ne e sensibilă, să ne spună când recunoaștem că e ceva mai puternic decât voința noastră, glasul acela care spune vino și nimeni nu a putut să spună nu vreau, nu sunt pregătit. De aceea cred că și seara asta poate să fie o seară specială. Dumnezeu care a fost glorificat în viața unui om în slujire, cred că se glorifică și când pleacă. Un om care l-a predicat pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea astăzi să-i auzim glasul Lui și sunt atâția frați care în această seară vor aduce mesaj din partea Lui Dumnezeu, cuvinte pe care doresc să fie ca mângâiere pentru familie, Dumnezeu să aibă în parte milă și îndurare de fiecare din familie, dar în același timp Dumnezeu să aibă milă de fiecare dintre noi. Amin. Și glasul acesta a unui Dumnezeu care ne spune că ne iubește și când noi rămânem cu brațele goale și când El spune ferice de morții care mor în Domnul. Câtă fericire e în ziua în care ne conducem un iubit și drag pe drum și îl depunem în țărâna de unde a fost luat, să spună Dumnezeu, e o zi de fericire, când în brațele mele sigure va rămâne pentru totdeauna și auzim glasul lui Dumnezeu, ferice de morții, nu orice morți, morții care mor în Domnul. Și de aceea trebuie să fim responsabili de cum trăim, ca atunci când plecăm, un tată să ne primească și noi să ne simțim în siguranță, în pace, la liniște și la loc de odihnă. Eu știu că momentele acestea, pentru că Dumnezeu a zis că sunt importante, vrem să fie important pentru oricare de aici și ne vom ruga Domnului. Fratele păstor Eugen Micurescu va chema ajutorul Domnului și binecuvântarea Domnului peste seara și serviciul divin de priveghiu care le avem aici. Doamne, binecuvântăm numele Tău chiar și în acest loc și într-o asemenea împrejurare. Nu vrem să facem nimic fără Tine. De aceea, în numele Domnului Iisus, Te rugăm pe toți să ne binecuvintezi. Amen. Doamne, știm că Ești un Dumnezeu care nu lipsești niciodată în nevoi. Ești un Dumnezeu care ai fost părtaș și ai fost prezent în familia Borlovan, în toate momentele bune de bucurie, dar Tu ești un Dumnezeu care ești prezent și în momentele de încercare. De aceea, în numele Domnului Iisus, Te rog, binecuvântă din nou această familie. Binecuvântă întreaga asistență. Doamne, dorim
să binecuvinteze Evanghelia Ta, suportul lucrării, Doamne. Chiar într-o asemenea împrejurare dorim să fie cuvântul Tău. De aceea, prin cuvântul Tău, Te rugăm să ne vorbești fiecăruia. În mod special, Doamne, ai în vedere familia îndoliată, ai în vedere pe toți cei apropiați de fratele Cornel. Și apoi, o, Doamne, dorim, când vom pleca în final din locul acesta, să plecăm cu hotărâri noi de a sluji mai mult și mai bine. Doamne, am înțeles din nou și înțelegem din nou că suntem trecători. Avem un caracter trecător pe pământ, dar am înțeles din nou că viața continuă, Doamne, în unul din cele două locuri. Ajută-ne să ne pregătim pentru a ne întâlni cu Tine. În numele Domnului Iisus Te rugăm, binecuvântă mesagerii Tăi. Umple-i de Duhul Tău, Doamne, și lasă cuvântul Tău pe buzele lor. Iar apoi, o, Doamne, Te rugăm pentru noi cei prezenți, deschide-ne inimile, vorbește-ne fiecăruia. În numele Domnului Iisus îți mulțumim, Părinte, pentru că ne-ai ascultat și Te binecuvântăm. Amin. Aș vrea să rămânem cu luarea minte, vom citi din Scriptură și cuvântul pe care îl vom citi în această seară îl găsim scris în 2 Corinteni, capitolul 5, primele 10 versete. E atât de important să auzim ce spune Dumnezeu despre casa noastră, despre cortul acesta, despre vasul acesta de lut în care purtăm comoara aceasta veșnică, sufletul nostru. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt, peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Până aici cuvântul Scripturii, vă invit să vă așezați și dorim să dăm curs serviciului divin de priveghiu. O să ascultăm corul bisericii intonând un imn pentru lauda Domnului, apoi o să ascultăm trei frați care vin de peste ocean. Fratele păstor Nelu Petraș din Portland, fratele Riviș Gheorghe din Phoenix, Arizona, și fratele Mircea Lubanovici, deputat din partea Parlamentului României. Toți au venit în mod special pentru a aduce condoleanțe și cuvinte de mângâiere pentru familie. Doresc Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei și să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin.
Sincere condoleanțe familiei Borlovan, tuturor familiilor care se rudesc cu familia Borlovan, tuturor fraților și surorilor, tuturor celor care l-au cunoscut, cei care ne aflăm în această seară, în acest loc, spunem din toată inima ca Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat. Chiar dacă în asemenea momente ne aflăm în această casă de rugăciune care și în care au loc servicii divine, slujbe spirituale, cântări de laudă înaintea lui Dumnezeu, se predică cuvântul lui Dumnezeu, dar pentru această seară, după cum și pentru seara precedentă și pentru mâine, casa aceasta de rugăciune este o casă de jale. Suntem aici, prin harul Domnului, cu această ocazie. Dumnezeu l-a chemat acasă pe fratele Cornel Borlovan, un luptător pentru credință, un luptător pentru cauza împărăției lui Dumnezeu în lumea aceasta, un luptător care și-a sfârșit alergarea, un luptător care a ținut sus făclia Evangheliei împărăției lui Dumnezeu și acum Dumnezeu l-a chemat la el. În urmă rămâne familia. Trei dintre copiii fratelui Cornel, Adela, Simona și Codrin, sunt în Portland și ultima duminică seara pe care am petrecut-o la biserică, l-am întrebat pe Codrin: Codrin, ce trimiți tatălui tău, fratelui Cornel, ce să-i spun din partea ta? Și mi-a zis fratenelu: spune sănătate și numai bine. N-a știut el, n-am știut eu și nu a știut nimeni ziua când Dumnezeu, Stăpânul, îl va chema acasă pe fratele Cornel. Eu doresc din toată inima ca Dumnezeul tuturor mângâierilor să mângâie familia rămasă în urmă. Dumnezeu să lucreze în inima copiilor, a nepoților, a tuturor celor care l-au cunoscut pe fratele Cornel și prin predicile lui, prin lucrarea pe care el a făcut-o, a încercat să imprime și să transmită copiilor, generației tinere din biserică, cuvântul curat și sfânt al Evangheliei. Sigur, pentru noi lupta continuă. Lupta continuă și pentru copiii fratelui Cornel, pentru nepoți, pentru toți cei care formează această familie frumoasă, cât și pentru noi, pentru familiile noastre. Și în seara aceasta doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne dea harul să putem să ne continuăm lupta noastră spirituală, lupta noastră de creștini autentici pentru împărăția lui Dumnezeu în lumea aceasta și pentru moștenirea acestei împărății care este aproape și care este gata să primească pe toți cei care s-au luptat lupta cea bună. În seara aceasta, din toată inima, doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei prezenți în această casă de rugăciune,
să mângâie acele inimi care au nevoie de mângâiere, să pună speranță în acele inimi care sunt poate deznădăjduite. Trăim într-o lume care este deosebit de agitată și fiecare dintre noi suntem chemați și avem de luptat pentru a ajunge la promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a dat și care sunt nespus de mari și scumpe, să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a asigurat în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, Domnul Iisus a spus: mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc și după ce îl voi pregăti, mă voi întoarce să vă iau la mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Și bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, eu cred că pentru cei care s-au pocăit cu adevărat în inima și în sufletul lor, în viața lor, a avut loc aceea schimbare totală numită nașterea din nou, care au împlinit porunca Domnului, care s-au botezat în apă, care au crezut și au cerut prin rugăciune botezul Duhului Sfânt și trăiesc în sfințenie. Eu cred că Domnul nostru, Mântuitorul nostru, s-a dus să ne pregătească un loc. Și acolo este locul întâlnirii tuturor celor răscumpărați prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Timpul acesta, din seara aceasta, când cuvântul lui Dumnezeu este predicat, ne sună nouă, ni se adresează nouă și vrea ca noi să înțelegem că viața, oricum ar fi ea trăită, și pentru cei bogați, și pentru cei săraci, și pentru cei care sunt învățați sau mai puțin învățați, pentru toți oamenii care s-au născut pe această planetă, de-a lungul generațiilor, toți au trecut din viața aceasta. Suntem astăzi aici, suntem în viață, dar nimeni nu poate să știe și nimeni nu poate garanta cuiva că și mâine vom fi în viață toți. Numai Dumnezeu, pentru că El este dătătorul vieții și El este Cel care le dă viață. Și ne dă viață veșnică. Dacă credem din toată inima în numele Domnului nostru Iisus Hristos, primindu-L ca Mântuitor. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu, încă o dată, să binecuvinteze familia rămasă în urmă. Dumnezeu să-i mângâie, Dumnezeu să-i întărească, Dumnezeu să-i ajute să se păstreze în credința adevărată, într-o viață de sfințenie înaintea Domnului, să-L caute pe Domnul, să rămână în harul lui Dumnezeu. Și promisiunea Domnului nostru Iisus Hristos, că acolo, în locul pe care îl pregătește El, ne vom întâlni. Până atunci, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte, familiile noastre, biserica Lui, și El să fie păstorul nostru și noi, turma pășunii Lui, pentru acum și pentru toată veșnicia. Amin. Iubite familie înduliată, frații și surori, doresc ca Dumnezeul mângâierilor să atingă fiecare inimă, să completeze golul care a rămas în urmă, și să lasă atingerea Duhului Sfânt, să rămână puterea care să ne călăuzească pe toți până la sfârșitul care ne va găsi și pe noi cândva. Am încercat să mi-am umblat prin memorie puțin întâlnirea primă cu fratele Cornel și mi-am adus aminte, a fost primul păstor în urmă cu 50 de ani în biserica din Mândru Loc. Eram în vizită și eu acolo și zice: nu mai a venit fratele care trebuia să mă duc la amvon, vii cu mine.
A fost prima mea predică predicată împreună cu fratele Cornel și n-am să uit asta niciodată. Aș vrea să te întreb ceva, indiferent cine ești în locul acesta. Ce influență faci tu în jurul tău? Și când vei pleca din locul acesta, aș vrea să pleci cu gândul acesta că fratele Cornel a atins multe vieți. În Phoenix, Arizona, de unde eu vin, din biserica Happy Valley, astăzi m-au sunat ceva frați de acolo și mi-au spus: dacă poți, amintește că și noi suntem alături de familia îndoliată și de biserica care îl duce pe ultimul drum pe fratele Cornel. Doresc din toată inima ca Dumnezeu, care a promis că unde este El, vom fi și noi, să ne dea puterea să urmăm exemplele bune din oamenii care pleacă înaintea noastră. Eu am învățat de la fratele Cornel un lucru foarte interesant și nu l-am uitat. Să încerc să mă încadrez locului unde sunt și anturajului în care sunt, în așa fel încât în primul rând să fiu plăcut Domnului și apoi să fiu plăcut celor din jurul meu. Și aș vrea cu aceasta să plecați din locul acesta. Dumnezeu este Dumnezeul care binecuvintează, este Dumnezeul care mângâie și El să lasă mângâierea Lui în fiecare viață, în fiecare familie și pacea Lui să locuiască noi în toți, până când ne vom întâlni din nou cu fratele Cornel și cu Mântuitorul Domnul nostru Iisus Hristos. Fiți binecuvântați! Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi periseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Stimată familie îndoliată, dragii mei frați, iubiți prieteni, am primit cu mare tristețe vestea plecării la cele veșnice a celui care a fost fratele, pastorul, prietenul Cornel Borlovan. L-am cunoscut pe fratele Cornel cu mulți ani în urmă în Portland, Oregon, și pot să afirm astăzi că fratele Cornel Borlovan este pentru noi un exemplu de urmat. Dragii mei frați, sunt aici alături de familia îndoliată, împreună cu soția mea, Monica. Dorim să transmitem condoleanțele noastre și a celor peste 6 milioane de români care au ales să locuiască în afara granițelor țării. Transmitem condoleanțele noastre familiei îndoliate și suntem alături de voi. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, când am înființat ziarul Romanian Times, Simona Borlovan a fost un pilon puternic pentru acest ziar pe care noi l-am pus în folosul comunității române din Portland. Ceea ce fratele Cornel Borlovan i-a învățat pe copii: credința în Dumnezeu, dăruirea, dragostea de, pentru oameni, pentru semenii lor. Copiii fratelui Cornel Borlovan, cel puțin copiii pe care i-am cunoscut
bine cu care am lucrat, sora Simona, fratele Codrin Vorlovan, am înființat împreună Societatea Română-Americană, care și astăzi funcționează, și am făcut acest lucru tocmai pentru ca românii din diaspora să putem să avem acces la ei și să putem să le fim de folos. Dragii mei, moartea pentru noi, spunea Eminescu că morți sunt cei muriți. Fratele păstor a citit în capitolul 5, versetul 1, un verset care demolează tot ce a spus Eminescu. Ascultați, citesc din nou: știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Dragii mei, mă rog ca bunul Dumnezeu să pună gândul veșniciei în fiecare dintre noi și să luăm astăzi aminte la ceea ce fratele Cornel Borlovan a făcut în viața lui. Dumnezeu să vă mângâie. Amin. Mulțumim, fraților, Dumnezeu să-i binecuvinteze. O să ascultăm în continuare corul bărbătesc al bisericii, apoi fanfara. Și după aceste două puncte o să ascultăm iar pe patru frați care vor veni cu inima lor, aducând-o pentru a aduce ceea ce simt ei, fiind alături de familie, încurajându-ne pe noi ca biserică. Și apoi cuvinte de apreciere. E mare lucru să asculți oamenii vorbind despre oameni, când îi poți lăuda și știi că nu-i mai afectează. Dar lucrul ăla să spui din sufletul tău, din interiorul tău, să-ți legi anumite părți ale vieții. Când am discutat cu Florin, în mod special, mi-a spus că tata. Și am spus: Florin, nu te supăra. Lasă-ne și pe noi să spunem ceva. Nu vă luăm nimic din ceea ce a fost tatăl vostru, dar el a fost păstorul acestei biserici. Aseară, copiii n-au vrut să plece până nu au acceptat părinții să-i aducă aici să-l vadă pe fratele Cornel. Și am spus: îngăduie-ne și nouă să spunem, avem ceva care ne leagă, pentru că o pâine aruncată după un timp o va găsi, dar noi trebuie să ne amintim cine ne-a dat-o. Și sunt momente în care îți aduce aminte, pentru că în viața asta e un timp de aducere aminte a lucrurilor, și în mod special când suntem aici și ne aducem aminte de o viață, ne aducem aminte de o slujire, de ceva care s-a făcut cu dăruire, și am văzut că în viața noastră a avut impact și că legăm anumite lucruri frumoase din viața noastră de ceea ce am fost învățați, de ceea ce am primit, de ceea ce ne-a oferit cineva, că a scos cineva din lăuntrul lui ceva și în momentul nevoii noastre am primit. De aceea sunt cuvinte pe care le aducem. Și ascultăm pe fratele Aurel Stănuș din Italia, în Micălăcean, fratele Ion Băbălai, nu prezint mai mult nimic, fratele Simon Tomuța și fratele Cornel Crașovan, după punctele care le-am amintit, respectiv corul bărbătesc și fanfara. Acești patru frați vor aduce și ei cuvântul pe care l-a pus Domnul pe inimă. Thank you.
Iubită biserică, iubită familie îndoliată, dacă ar trebui să plâng acum, n-aș plânge pentru fratele Cornel, aș plânge pentru noi care rămânem. Fratele Cornel pleacă ca un biruitor. În versetul 1 care l-a citit fratele Duțu, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. A plecat în veșnicie.
Și nu pot decât să spun că fratele Cornel Borlovan a lăsat în urmă o urmă, a lăsat o urmă care se vede. Destul să ne uităm în jurul nostru și putem spune că aici se vede și efortul fratelui Cornel Borlovan. Și zicem ca Domnul să binecuvinteze și să mângâie pe cei care rămân, pe cei care plâng după momente pe care nu le vom mai întâlni decât în ceruri, acolo când ne vom revedea din nou cu fratele Cornel. Când, dacă aș vrea să pun un verset din Biblie alături de fratele Cornel care să-i se potrivească bine, aș găsi versetul 34 din capitolul 8 din Evanghelia după Marcu, unde Domnul Iisus Hristos spune: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Asta cred că a fost fratele Cornel. În fiecare zi, crucea și pe urmele Domnului Iisus Hristos. Și eu, copil fiind aici, am crescut în această biserică împreună cu copiii fratelui Cornel și am ajuns la o vârstă când am zis că nu-mi place să port povară și am plecat din biserică și am ajuns să-mi dau seama că povara care se pune lumea e mai grea decât crucea Domnului Iisus Hristos. Și m-am săturat de povara și am căutat să mă apropiu mai mult de Dumnezeu și să descoper secretul pe care oamenii lui Dumnezeu l-au descoperit înaintea mea. Adică lepădarea de sine, crucea de fiecare zi și urmarea Domnului Iisus Hristos. Acesta e secretul unei vieți biruitoare. Nu invers, cum se întâmplă de multe ori, din păcate, că mulți sar direct să calce pe urmele Domnului Iisus Hristos sau să iau o cruce care foarte repede le se va părea că e prea grea, pentru că n-au început cu începutul, lepădarea de sine. Și asta cred că a fost viața de slujire a fratelui Cornel, cu lepădare de sine. Deci dacă respectăm, acesta cred că e secretul unei vieți de biruitor, unei vieți care se va sfârși în casa veșnică pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu. În primul rând, să ne lepădăm de noi înșine, să luăm crucea în fiecare zi, să nu fie nicio zi fără cruce. În fiecare zi, pentru că crucea e locul unde atârnăm poftele firii pământești. Și să mergem înainte pe urmele Mântuitorului nostru, așa cum și fratele Cornel a făcut-o. Și Dumnezeu să ne ajute și Domnul să vă mângâie. Amin. Îndoliată familie, îndoliată asistență, iubiți frați și surori, doresc în această seară, cu ocazia prezenței noastre aici și prezența mea, sincere condoleanțe familiei, fratelui Cornel, tuturor rudenilor, pentru toți cei ce sunteți aici, cei care l-ați cunoscut. Mi-aduc aminte că am început să-l cunosc pe fratele Cornel din anul 1976, când am ajuns prin mutarea familiei în Vladimirescu să devin membru în biserica din Micălaca. Și apoi, mai târziu, cu ani, după o perioadă de slujire în această biserică, noi, cei de la Vladimirescu, împreună cu ajutorul fratelui Cornel Borlovan, am făcut demersurile ca să fim o biserică de sine stătătoare în Vladimirescu și Dumnezeu ne-a ajutat ca să putem realiza această lucrare, pentru că scopul bisericii Domnului Iisus Hristos pe pământ este lărgirea împărăției lui Dumnezeu și în intenția fratelui aceste lucruri erau. De multe ori ne vorbeam, de multe ori ne avertiza de ceea ce se întâmplă în jur, ne punea în gardă ce trebuie să facem cu privire la protecția noastră din partea lumii și Dumnezeu ne-a dat biruință în tot ceea ce a trebuit să facem
Și prin lumina călăuzitoare pe care fratele Cornel a avut-o, Dumnezeu a ajuns vremea și momentul în care toți ne-am bucurat de ceea ce am dorit din partea lui Dumnezeu și zic Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Amin. Și pentru tot ce știe El să facă în viața noastră, ca noi să vedem de fapt că tot ceea ce Dumnezeu face pentru noi este mai bun decât știm noi să gândim sau să facem. De aceea, dorința mea, frați și surori, este de data aceasta să vă aduc și un salut din partea Bisericii Române din Kitchener, cu ocazia conferinței Bisericilor Române Pentecostale din Coasta de Est, în data de 20, 21 și 22 a fost Convenția Bisericilor, au participat mai mulți frați români și din Coasta de Est și din America, dar la terminarea serviciului din duminica seara, fratele păstor Bârsan Cornel a transmis saluturi tuturor fraților pe unde ajung, toți cei care au fost la convenție, toți cei care călătoresc. Și salutul bisericii este Psalmul 20. Pe lângă cuvintele frumoase a Domnului Iisus Hristos de salut, care spune har și pace vouă tuturor. De aceea zic Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Și acum, pentru familie, pentru că fratele Cornel mi-a fost un apropiat învățător, a fost păstorul meu, m-a ordinat, mi-a dat învățături, am slujit împreună la actele de cult, am învățat mult de la fratele Cornel și de aceea, dacă mă veți scăpa, mă veți vedea că mai scap și o lacrimă sau mai multe, să nu vi se pară ceva ca imposibil. Totul este posibil pentru unul pe care îl iubești, cu care ai petrecut atâția ani. Și eu aș dori ca, așa după cum psalmistul în Psalmul 27 spune, tatăl meu și mama mea mă părăsesc. Și eu consider de data aceasta că unul dintre cei care au fost apropiați mei părinți, de data aceasta se duce la Domnul. Însă dacă fratele pleacă, a plecat dintre noi și părinții noștri firești pleacă de la noi, ne părăsesc, ne vine vremea și nouă și noi plecăm și lăsăm copiii noștri și lucrurile se perpetuează la fel. De aceea eu doresc un cuvânt pe care Dumnezeu ne l-a lăsat prin gura apostolului Pavel, un cuvânt de îmbărbătare, un cuvânt de nădejde, pe care îl găsim scris în Romani, capitolul 15, de la versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Și eu zic atât pentru cei rămași în urma fratelui Cornel ca familie, ca biserică, ca cunoscuți, toți împreună să-L cinstim pe Dumnezeu și să ne îndreptăm privirile spre Domnul, care cunoaște toate nevoile noastre și s-a dus înaintea noastră să ne pregătească un loc, ca acolo unde este El, să fim și noi împreună cu El pentru totdeauna. Ne vom întâlni cu fratele Cornel, ne vom întâlni cu toți cei dragi ai noștri care au plecat și vom fi întotdeauna cu Domnul. Și la aceasta zic Dumnezeu să aibă milă de noi de toți. Amin. Părinții pe care Dumnezeu ni-a dăruit și care au lucrat la formarea noastră, la creșterea noastră, care ne-au învățat să rostim primele cuvinte și să facem primii pași în lumea aceasta, au lăsat în viețile fiecăruia dintre noi amprente deosebite și nu vom uita niciodată dragostea și efortul lor. Tot așa și pe plan spiritual, Dumnezeu a rânduit să avem părinți spirituali care de asemenea au lucrat la formarea noastră, care ne-au învățat să mergem pe calea Domnului cu credincioșie. Unii dintre ei, asemeni fratelui Cornel Borlovan, au plecat dintre noi. Alții sunt încă cu noi aici.
și dorim și pe ei Domnul să-i binecuvinteze. Domnul să le dea sănătate, Domnul să le dea o bătrânețe fericită. Fratele Cornel Borlovan a plecat. S-au spus foarte multe lucruri frumoase. A fost un om credincios înaintea lui Dumnezeu. Dacă ar trebui în seara aceasta, aș spune doar trei lucruri. Poate că mă repet din ce spuneau și frații aseară, n-am fost. Fratele Cornel Borlovan l-a iubit din toată inima pe Dumnezeu. Fratele Cornel Borlovan și-a iubit familia. Fratele Cornel Borlovan, în al treilea rând, dar nu ultimul rând, a iubit biserica. A fost un slujitor deosebit. Și cred că acum, la ceas de despărțire, când pentru o vreme ne despărțim de cel ce a fost un slujitor deosebit, un om competent și pe plan spiritual și pe plan profesional, se potrivesc cuvintele pe care robul lui Avram le spunea când și-a încheiat călătoria, frumoasele cuvinte din Genesa, capitolul 24, cu versetul 56. Nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea. Lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Dumnezeu să binecuvinteze familia. Fiți mulțumitori, dragi copii, nepoți înaintea lui Dumnezeu, că ați avut părinți deosebiți, o mamă și un tată credincioși, care v-au lăsat cea mai mare și cea mai frumoasă moștenire, umblarea în frică și credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze familia și biserica aceasta. Amin. Scumpă familie și stimată adunare de doliu, îngăduiți-mi să citesc din cea de-a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, trei versete, din capitolul 4. De ce noi nu gădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru de înăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi toți tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd și la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Ascultând cuvintele pe care le-au spus franții antevorbitori, înțeleg că e o onoare pentru familie să aibă un asemenea tată, asemenea părinți. E o onoare și un mare har pentru biserică să aibă un asemenea păstor, un asemenea slujitor. Eu l-am întâlnit de mai mulți ani pe fratele păstor Cornel Borlovan, dar colaborarea mea cu dânsul a fost doar la sfârșitul vieții dumnealui în ultimii ani, în momentul în care dumnealui s-a hotărât împreună cu conducerea acestei biserici să ridice această construcție. Dumnealui s-a apropiat la vârstă de 80 de ani și prima mea întrebare care mi-a pus-o, omul acesta la vârstă de 80 de ani este preocupat să ridice o casă de rugăciune, un mare efort. În general, entuziasmul pentru asemenea lucrare l-au slujitorii care încep lucrarea. Dumnealui, iată că cu același entuziasm cu care am înțeles că a pornit în slujire, a și sfârșit. Deși n-am harul pe care l-ați avut dumneavoastră să-l cunoașteți și din Arad așa de bine, totuși vreau să vă spun câteva cuvinte legate de ceea ce m-a marcat pe mine în colaborarea cu dânsul. Și anume legat de versetul 16. De aceea noi nu cădem de oboseală. Oboseala în zilele noastre ne atinge pe mulți, în mod special pe slujitori și atinge pe mulți creștini a zilor noastre. Ne întrebăm ce l-a făcut pe fratele păstor Cornel Borlovan să fie un om așa de performant
un om care și la asemenea vârstă, nu numai în construcție implicat, ci și în slujirea spirituală, să rămână tot perseverent. Aici Apostolul spune, cei care se uită la lucrurile de sus ating această performanță. Oamenii care se uită la lucrurile de sus sunt oameni care au relație cu Domnul, oamenii care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii care nu se uită la aparențe, la rezultate imediate, la roade imediate, la succes imediat. Și așa cum spune în, aș vrea să citesc în cartea Proverbelor, Solomon la capitolul 12 spune în versetul, a doua parte, versetului 3, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. Oamenii care au relație cu Domnul, oamenii care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, oamenii care stau smeriți lângă Domnul, sunt oamenii care au rădăcinile foarte puternice, care dau rană, care atrag binecuvântare peste casa lor, binecuvântare peste cei din jur. Se spune că în viață un om, într-o viață normală, influențează 10.000 de oameni, înspre bine sau spre rău. Eu cred că cu viața pe care a trăit-o fratele Cornel Borlovan, a influențat înspre bine și a dirijat spre viață mii și zeci de mii de suflete. Acest lucru ne motivează pe de-o parte să-L binecuvântăm pe Domnul pentru astfel de oameni, să-I mulțumim Domnului și familia pentru astfel de părinte și frații din biserică și noi și ce l-am cunoscut, dar în același timp suntem răspunzători ca să urmăm asemenea exemple. Dumnezeu să ne ajute. Domnul să binecuvinteze întreaga familie și mângâierile și îndurările Domnului să fie peste cortul vostru și peste această biserică. Amin. Iubita adunare de Domnul, frați și surori, dacă n-ar fi fost să fie adunarea aceasta de doliu, noi în această seară tot citeam motoul pe care îl avem pentru luna aceasta. Evrei, capitolul 13, versetul 7. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Noi luna aceasta, joi seara, avem învățătura despre credință. Și mă rog ca Dumnezeu să așeze în noi, aici, în sufletul nostru, unde nu știu cum, că sufletul nu se vede. Și credința nu se vede, pentru că ea e o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și eu știu că Dumnezeu ne poate deschide ochii la lucruri care nu se văd. Momente ca acestea, Dumnezeu vrea să ne deschidă ochii spre lucruri care nu se văd. Nu suntem doar atât, ci purtăm în noi altceva, în vasul ăsta de lut. Sunt lucruri pe care ne aducem aminte când pierdem, parcă în mod special, un tată, ce bun a fost, un păstor, ce bun a fost, un învățător, ce bun a fost. Dar Domnul ne spune, uitați-vă cu băgare de seamă acum, în mod special, la sfârșitul lor. E atât de important începutul și bună temelia și bine cum plecăm. Dar vine Dumnezeu și spune, sfârșitul, toți care mă ascultați, credința se leagă nu doar de început, nu doar de o perioadă bună, cu amintiri, ci de sfârșit.
Asta e credința și cuvântul Domnului spune: și urmați-le credința prin viețuirea lor, prin felul în care au ajuns la capăt. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Dumnezeu a binecuvântat slujitorii, pe unii dintre ei, și cu darul cântatului. Cel care pleacă dintre noi, fratele Cornel, a fost un bărbat înzestrat de Dumnezeu și cu acest dar. Aș vrea cu toți împreună să-L lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare, împreună. Frații, să vină și să ne conducă într-o cântare, închinându-ne lui Dumnezeu. Apoi, după cântarea aceasta care o vom cânta împreună, ne vom așeza pe scaune și corul bisericii va mai intona un imn. Iar după cântarea corului, Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele păstor Liviu Știpei Pavel și să-l însoțească pentru lucrarea de vestire, cum Duhul Sfânt îl va călăuzi, și e nevoie aici între noi să fie auzit glasul Domnului. Amin. Aș vrea, Iisuse, Sobirul
După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Cornel Borlovan s-a dus acasă. Și eu, ca și colegii mei, transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate, tuturor celor ce simt durerea despărțirii, prin intermediul internetului transmit mângâieri depline sorei Adela în Statele Unite, soției lui Cristi, nepoților, verișoarelor fratelui Cornel, cumnatului Puiu Negreu și altora care într-un fel sau altul se leagă de familia aceasta. Dacă ar trebui să spun ceva, aș spune de la început ceea ce zicea într-o împrejurare regele David. Nu știți? O căpetenie, un om mare, a căzut astăzi în Israel. Nu știți că un om mare a fost chemat la Domnul? Și cel ce a fost fratele Cornel Borlovan a fost mare, deși el s-a văzut un om mic. Trăim într-o lume în care atâția oameni cred că sunt mari. Și unii sunt mari pentru că cred ei că sunt mari prin posibilitățile ce le au. Alții sunt mari pentru că îi fac alții să fie mari. Și alții sunt mari prin ceea ce sunt ei. Rețineți ce vă spun. Alții sunt mari prin ceea ce sunt ei. Cei ce s-au înfrățit cu Domnul Iisus Hristos și cei ce sunt adevărați slujitori al lui Dumnezeu, așa cum Cornel Borlovan a fost, îmi place să cred că sunt oameni mari. Oricine se vede mic va fi chemat mare în împărăția lui Dumnezeu. Și oricine este mare înaintea lui Dumnezeu, prin trăirea lui, prin viața lui, prin ceea ce este el, are valențe deosebite. Știu și îmi cunosc pe fratele Borlovan de foarte mulți ani. I-am cunoscut viața, i-am cunoscut familia. În urmă cu 34 de ani, când sora Florica a fost chemată la cele veșnice, m-am ocupat și atunci de slujbele de priveg. Împreună cu frații din conducerea centrală am avut slujba de înmormântare și l-am văzut om mare și atunci. Am văzut un om integru care a înfruntat necazul, durerea, cu multă bărbăție, convins fiind că asta e voia lui Dumnezeu. E așa de important, dragii mei, să înțelegem că asta este voia lui Dumnezeu. Mai bine decât mine, eu l-am cunoscut ca și colaborator, l-am cunoscut ca și frate deosebit. Cu 20 de ani în urmă l-am cunoscut mai bine încuscrindu-ne și Aurelian Borlovan, intrând în familia noastră prin căsătorie, ne-am apropiat mai mult. Și pot să spun că a fost mare, deși el s-a făcut mic. Oricine vrea să fie mare, zicea Domnul Iisus, trebuie să fie slujitorul tuturor. Dacă pentru monarhie, pentru regalitate, pentru orice rege, signa sau emblema este coroana, pentru slujitorii lui Dumnezeu, știți care e signa sau care e emblema? Ligheanul și prosopul, slujirea. Aici, în fața noastră, avem unul care a slujit. Și a slujit de tânăr. A slujit ca și bun cântăreț. A învățat să cânte la mandolină de copil. Unchiul Urlea a fost cel ce l-a învățat să cânte. A slujit cunoscând notele ca dirijor. Și neamul lui Borlovan de obicei este un neam de cântăreți și muzicanți. Și Mircea e dirijor și mai sunt și alții care cântă în familia aceasta. Și mi-aduc aminte, sora Uții, de când era dirijor pe oraș. Cântam noi în coruri atunci și toate trei corurile din acele trei biserici se uneau. Și nu era mormântare când cântam acolo să nu se cânte cel puțin două cântări. Una, ce frumos va fi în cer, și mi-aduc aminte de refrenul celei de-a doua. Poate ultima oară, Domnul, astăzi, te roagă la el să vii.
erau cântările fratelui Cornel Borlovan preferate. Parcă aud pe Pavel Micur așa acum, cu vocea lui de tenor, parcă aud în mod deosebit acele vibrații ale vocii. Și a slujit. Și când a trebuit în anul 1957 să fie ordinat în lucrare, a acceptat și a slujit. Și n-a fost deranjat, chiar dacă erau alții cu slujirea și cu responsabilitățile poate deasupra lui. Și a slujit. A venit vremea când a trebuit să intre în structurile superioare ale cultului și acolo a slujit. Mi-aduc aminte că a fost pastor județean un timp. A fost președintele Comisiei de Judecată. A fost vicepreședinte al Casei de Pensii și a slujit. Și de atâtea ori m-am gândit la ce scrie în Psalmul 40 cu versetul 7. Domnul zice acolo și profetul citează pe Domnul zicând: iată-mă că vin, în sumul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Toată slujirea lui și tot ceea ce a făcut el, aș putea să o concluzionez prin expresia: vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și e important să vrei să faci voia Domnului, să împlinești voia Domnului, să fii credincios și să fii credincios până la capăt, spunând împreună cu Pavel: m-am luptat în lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința și de acum așteaptă cununa. Cornel Borlovan a slujit. Probabil că și mâine o să auziți ce mulți sunt cei ce l-au iubit. Avem deja până acum mesaje, avem mesaje din Canada transmise, mâine o să le citim. O să mai fie probabil și alte e-mail-uri care mâine o să le prezentăm aici. Dar până atunci, micărăcenilor, și toți cei ce sunteți aici, n-ați vrea să ne aducem aminte de cântarea care, chiar dacă este veche, unde ești, Adi? Hai să cântăm cântarea "Ce frumos va fi în cer". Dacă putem să o cântăm cu toții, să o cântăm cu toții și apoi continuăm cu mesajul. Se poate? Sau dacă nu o aveți înregistrat, o ascultăm înregistrată. Yeah.
ce frumos va fi în cer. Și când ascult asemenea imnuri și când meditez în asemenea inspirații, nu e așa că vă vine să ajungeți în cer. Parcă uneori în liniștea sufletului, mai ales noaptea pentru cei ce am trecut de o anumită vârstă, simt ceea ce simțea David când a zis: sufletul meu tânjește după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta Lui? Că vrem să ajungem în cer. Dragii mei, și cei ce sunteți aici, și cei ce ne ascultați, și cei ce sunteți aproape, și cei ce sunteți departe, aș vrea să mă credeți că de la început sunt foarte hotărât să vă spun tuturor că cel ce a fost Cornel Borlovan n-a murit, trăiește. A venit vremea să-și încheie timpul de slujire și a plecat în cer. Atunci când Zaharia și-a încheiat zilele de slujire, s-a dus acasă. Fiecare avem un timp al slujirii noastre. Samuel a avut un timp al slujirii lui și a slujit celor din vremea lui. Fratele Cornel Borlovan a slujit celor din vremea lui. Eu slujesc, Domnul știe cât, dar știu că vine vremea să plecăm acasă. Și așa de important să fii convins de ceea ce fratele păstor citea aici, 2 Corinteni 5:1. Că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem în cer o altă casă, o altă clădire care nu-i făcută de mână, ci este veșnică. Și când se termină zilele de slujire în cortul acesta de lut, ne ducem acasă. Avem o altă casă acolo. Și așa de splendid, e așa de frumos, e așa de înălțător să știi că ai o casă unde să fii liniștit, unde să te poți odihni, unde să pui capul pe o pernă, unde nimeni să nu spună: dă-te la o parte că nu-i locul tău aici, unde să știi că ești la tine acasă, unde sunt cei dragi ai tăi. Vorbeam cu frații înainte de a intra aici, că fratele Cornel s-a dus acasă. Își lasă o parte din familie aici. Dar lăsați-mă să vă spun că mult mai mulți sunt cei ce l-au așteptat acolo decât cei ce au rămas aici. Acolo e adunarea în sărbătoarea Sfinților. Acolo e biserica celor întâi născuți. Acolo e adunarea celor făcuți de săvârșiți prin credință. Acolo e o parte din familia lui plecată. Dar acolo e Domnul Iisus Hristos. Mărit să fie El. Poetul creștin zicea: aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul, să-L văd în față, să-L privesc, să-I spun că în această lume mai mult ca toate îl prețuiesc. Când plecăm acasă, avem ocazia să stăm față în față cu Domnul Iisus. Am spus eu și altă dată și repet, eram odată lângă o muribundă. I-am făcut ungerea, ne-am rugat, am cântat și a cerut: mai cântați odată. Și a mai cântat odată și a zis: cântat în cântarea, aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul, să-L văd în față, să-L privesc. Și am cântat cântarea, eram împreună cu fratele Ranca. Și după ce am încheiat cântarea, am vrut să plec, mă grăbeam cu ordine să ajung la Timișoara la evangelizare. Și a zis: nu plecați, nu s-a încheiat slujba, mai rugați-vă odată. Și pe fondul rugăciunii noastre și în prezența Duhului Sfânt, femeia aceasta a plecat acasă. Când rugăciunea noastră a încetat, ea nu mai era acolo. Dar am văzut cum cineva a plecat zâmbind, plin de bucurie. De aceea Balaam a zis: o, de-aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca lor. Că ne ducem acasă. Pavel zicea: știm în adevăr. Și poți ști că te duci acasă, poți ști că ai o casă, poți ști că este adevărat ceea ce zice Pavel, dacă ești în adevăr. Dacă nu ești în adevăr, toate sunt imaginații, povești religioase, născociri preoțești sau teologice, sau spuneți-i cum vrei.
trebuie să fie în adevăr. Și adevărul e unul singur. Ioan 14:6. Mântuitorul zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Când ești în adevăr, adică în Hristos, știi, crezi, accepti și nu te înspăimântă moartea. Că zice înțeleptul, cel neprihănit și la moarte trage nădejde. Și te duci, cum zice profetul, ieși cu bucurie și vei fi călăuzit în pace. Ieși cu bucurie din viața aceasta, câți n-au plecat cu bucurie și cu fruntea senină, câți abia au așteptat să plece. Dar e frumos că au plecat când și-au încheiat timpul slujirii lor. Să știi că ți-a încheiat slujirea, că a mergat, cum a zis Pavel, și a mergat pe pistă până la capăt. Să știi că s-a încheiat ziua, că vine timpul când să fie răsplătit și simbriașul trebuie să-și primească plata pentru ziua de lucru, dar să fii convins că lucrarea e bună și cel pentru care ai lucrat e gata să te răsplătească. Să știi că te duci acasă și că acasă te întâlnești cu câteva aspecte deosebite care sunt de dorit. Dacă ești în Hristos, știi toate acestea, le accepți, le crezi, le dorești și moartea nu mai există, nu mai este un motiv de disperare. Ne despărțim. Cristi, voi v-ați despărțit de multe ori. Tu ai fost peste ocean la câteva mii de kilometri, iar aici. V-ați auzit doar telefonic. Noi ne despărțim și ne despărțim la o distanță de nu știu cât, dar mergem acasă, trăim. Că viața nu se termină niciodată. Și ținem legătura cu cerul. Prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne conectăm la veșnicie. Simțim prezența Domnului, tânjim și împreună cu Duhul Sfânt și cu biserica privim în sus și strigăm, vino Doamne Iisuse! Că vrem să mergem acasă. Dacă știi că ai slujit și ai slujit până la capăt, fratele Cornel Borovan a slujit. Și a slujit până la capăt. A slujit pe altarul personal. Și de mic copil, de când s-a născut într-o familie de credincioși penticostali. Astăzi i-am citit aproape complet istoricul. Și am fost impresionat că omul ăsta înțelege de mic că Domnul îl cheamă. Și acolo unde Domnul a avut nevoie de el, acolo a acceptat. A slujit la nivel familial. Și cu 34 de ani în urmă, soția s-a dus. Lili, nu mai știu, 6 ani parcă, sau 7, nu mai știu exact cât avea atunci. Dar știu că el a preluat rolul și de mamă și de tată. Și a slujit. A încercat să fie pildă pentru toți. Și a încercat să fie pildă și pentru biserică. Și a slujit. A fost părinte pentru copiii lui. Și a fost părinte pentru o mulțime din cei ce sunt aici în biserică. Oare prea mult, dacă vă rog, să răspundeți la solicitarea mea. Cei cărora Domnul v-a dat binecuvântarea în viață, prin intervențiile și rugăciunile fratelui Borlovan, la binecuvântare, la botez, la căsătorie, vă rog să ridicați o mână sus. Slăvit să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Câte lucruri frumoase spunem despre un om când a plecat. Dar de ce n-am putea să spunem lucrurile astea până trăiește? Să-mi facem să simtă mângâierea și mulțumirea sufletească, că a slujit. Dar așa suntem noi oamenii. Vedem dimensiunea pomului numai după ce l-am doborât jos. Te uiți la el și vezi că e înalt, dar nu știi ce înălțime are. După ce l-ai doborât jos, atunci îmi pot măsura și îți dai seama. O să înțelegem dimensiunea care a avut-o după ce nu mai este între noi. El a slujit și știm că s-a dus acasă. Viața nu se termină niciodată. Obișnuiesc eu să spun la înmormântări că noi trecem doar dintr-o formă în alta vieții. Există prima formă, din momentul fecundării până la naștere. Prima formă, viața aceea intrauterină de 9 luni. Apoi îmbrăcăm a doua formă, viața terestră sau pământească sau trupească, din momentul nașterii până în momentul morții.
Și apoi intrăm în a treia formă, în forma spirituală, zicem noi creștinii, cei de afară zic forma astrală. Trecem dintr-o formă în alta, dar viața nu se termină, pentru că viața este suflarea lui Dumnezeu. A făcut Dumnezeu și suflarea lui nu se termină. Suflarea lui Dumnezeu este eternă. Pot muri din punct de vedere spiritual în păcat, forfecând relația cu Dumnezeu, dar tu exiști să trăiești în forme diferite. Imaginați-vă un om care are mai multe haine. Astăzi poartă o haină, mâine o dă jos și îmbracă alta. Și apoi mâine o dă și pe aceea și îmbracă pe a treia. Dar pe a treia nu mai poți dezbrăca. Pe a treia n-ai cum să te lapezi de ea. Cu a treia te duci înaintea lui Dumnezeu. Cu a treia te duci și îți petreci veșnicia. Și când la Iacov au venit copiii și i-au adus veste, Iosif, fiul tău, trăiește. Îmi imaginez ce stare a simțit patriarhul, ce stare a trăit patriarhul, ce sentiment de bucurie a avut. Ei, vreau să încercați să înțelegeți și să încercăm toți să înțelegem că fratele nu a murit. Fratele Cornel trăiește, dar a intrat în forma a treia, în forma veșnică. Că o să ne întâlnim într-o zi cu el în veșnicii. Și ăsta e motiv de bucurie. Și astea toate sunt adevăruri pe care le știm dacă suntem în Hristos. Dacă nu suntem în Hristos, așa cum v-am spus, sunt niște legende pe care oamenii cred că le-au creat cei ce vor să adormă conștiințele unora. Nu, dragii mei, sunt adevăruri fundamentale. Știm în adevăr și în adevăr știm că atunci când viața se termină aici, ne ducem cu bucurie după slujirea făcută, atât pe altarul personal, cât și cel familial, cât și cel bisericesc, ne ducem cu bucurie să dăm laude lui Dumnezeu și la altarul lui Dumnezeu să venim cu laudele noastre, cu închinarea noastră, să ne alăturăm mulțimii sfinților din cer și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Un om care a fost mare, deși în ochii lui s-a văzut mic, a fost Cornel Borlovan. El s-a dus, dar a fost mare. A știut să slujească la altarul personal. Mi-aduc aminte de cântarea cântărilor, unde mireasa zice: nu vă uitați la mine, că sunt neagră, dar sunt frumoasă. Frații mei, fiii mele s-au supărat pe mine și m-au pus păzitoare la vii. De aceea m-a ars soarele, pentru că via frumuseții mele n-am păzit-o. Cornel Borlovan a știut să-și păzească via frumuseții lui. A știut să-și păzească viața și relația lui cu Dumnezeu. Ne-am rugat împreună, am predicat împreună, am oficiat botezuri împreună, am oficiat căsătorii împreună, am organizat conferințe împreună, am fost în soluționarea mai multor probleme în curte împreună. Și vreau să vă spun că a încercat întotdeauna să-și păzească via frumuseții. Se bucura de copiii lui, se bucura de nepoții lui, se bucura de tot ceea ce Dumnezeu i-a dat și s-a bucurat de Dumnezeu și biserică. Penultima dată când am vorbit cu el, îmi spunea: să știi că biserica noastră a crescut mult. Și eu, cum am câteodată umor, am zis: acum a crescut sau s-a înlățit? Și a zis: la ce te referi? Păi zic, trăim într-o vreme când bisericile se înlățesc, dar nu prea cresc. A zis: eu cred că a și crescut, am crescut numeric, dar a și crescut. Se bucura și de biserică. Știm în adevăr că dacă zilele de slujire se termină aici, dacă am făcut ceea ce trebuia să facem, dacă ne-am sacrificat pentru Dumnezeu, într-o zi ne ducem și ca Zaharia ne ducem acasă. Nicăieri nu-i mai bine decât acasă. Casa asta se destramă, haina asta se dezbracă, trupul ăsta îmbătrânește, măcusta abia se târăște, tremură paznicii casei mâinile, se întunecă cei ce se uită pe ferestre ochii, se încovoie cele tari picioarele, te scoi la ciripitul unei păsări și glasul tuturor cântăreților se aude înăbușit, zice Eclesiastul. Asta este viața la bătrânețe. Dar când te duci acasă, știi că toate capătă o notă deosebită.
intri într-o stare nouă, într-o formă nouă. Și fratele Cornel s-a dus acasă. El s-a dus pe drumul pe care merge toată lumea, așa cum a zis David în 1 Împărați, capitolul 2, cu versetul 2. Dar cred că s-a dus cu bucurie, convins că la capătul drumului e Domnul Iisus Hristos. Aseară se citea din Psalmul 116 și îmi place versetul 7 care zice: întoarce-te, suflete, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut bine. Țin minte că am predicat odată din Apocalips, capitolul 14 cu versetul 13. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor, pentru că faptele îi urmează. Și titlul predicii a fost: n-ai motive să vrei să te odihnești dacă nu te-ai ostenit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut bine. Dar nu o să te întorci niciodată la odihnă dacă n-ai ostenit. Dumnezeu nu face risipă de binecuvântări și de daruri. Dumnezeu nu-și aruncă, dacă vreți, binecuvântările Lui așa cum cred unii. Dacă vrei să te întorci la odihnă, dacă vrei acasă să ai odihnă, dacă vrei să te bucuri de ambianța de acasă, dacă vrei să ajungi în casa cerească, ostenește-te pentru Dumnezeu aici. Noi plecăm acasă și plecăm cu bucurie. Noi plecăm acasă și ne ducem cu bucurie, că știm că acolo e timpul nostru. Acolo e vremea șederii noastre. Acolo abia am apucat să ajungem. Cât am călătorit în toată lumea asta, nici măcar în America nu m-am simțit acasă, Cristi. Am fost în Australia, nici acolo nu m-am simțit acasă. Oriunde m-am dus, nu m-am simțit acasă. Pentru mine acasă nu înseamnă numai clădire. Pentru mine acasă însemna soția mea, copiii mei, viața mea, cei dragi, biserica, astea erau pentru mine acasă. Am ajuns în locuri, frate Mircea, foarte frumoase. Dar niciodată nu mi-a trecut prin cap, chiar dacă am admirat frumusețile, să mă duc să întreb: nu vindeți și mie un petec aici, că vreau să-mi fac o căsuță aici sau o cabană? Nu. Că am știut că eu sunt călător pe acolo, sunt în trecere. Sunt călător aici, în țară străină, casa mea e departe, în ea e odihnă. Când se termină zilele de slujire, atunci vom ajunge acasă. Acolo avem harul să stăm înaintea lui Dumnezeu pentru binecuvântare și încununare. Și așa mi-e drag de Pavel, că nu e egoist deloc. Zice: m-am luptat în lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința și de acum așteaptă cununa pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, dar și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Tuturor celor ce iubesc venirea Domnului, tuturor celor ce iubesc pe Dumnezeu, tuturor celor ce așteaptă casa cerească, Domnul ne făgăduiește binecuvântarea cununii aceea nevestejită, așa cum Pavel o descrie aici. Când s-au isprăvit zilele de slujba lui Zaharia și în cazul nostru lui Cornel Borlovan, el s-a dus și s-a dus să fie în brațele Domnului. Știți că Fiul lui Dumnezeu în Luca 23 cu 46, înainte de a închide ochii pentru totdeauna, a dorit brațul Tatălui și a zis: Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Fratele Cornel s-a dus să fie în brațul Domnului. Că în brațul lui Iisus eu de frică nu știu. În brațul lui Iisus doresc mereu să fiu. În brațul lui Iisus puterea-i mă ținea. În brațul lui Iisus stânca mea. Cântăm noi o cântare. A fost în brațul lui Iisus în a doua formă a vieții, de când s-a născut până aici. Și continuă să rămână împreună cu Domnul în împărăția Lui. Ce har minunat să fii în brațul Domnului! Ce har minunat să fii sub ocrotirea Domnului! Ce har minunat să fii luat pe brațe! V-am purtat și vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc, zice Domnul prin Isaia, capitolul 46, versetul 4. Domnul vrea să ne poarte. Brațul Domnului este brațul binecuvântării. Și acolo eu cred că ajung și fratele Cornel, și acum avem posibilitatea fiecare din noi să ajungem.
Iubiții mei, nu numai zilele de slujirea lui Cornel Borlovan s-au încheiat, se vor încheia și a mele și a tale. Întrebarea mea este, ca Zaharia, te duci acasă sau nu? Te duci acolo unde e Domnul Iisus și familia cerească sau nu? Ajungi în adunarea în sărbătoarea Sfinților sau nu? Ajungi să-ți vezi dorința, idealul și truda și viața de alergare creștină pe pământ împlinită sau nu? E așa de important lucrul acesta. Dacă nu ne-am atins scopul, toată alergarea este zadarnică. Să fii în brațul Domnului e cea mai mare binecuvântare. Când ești în brațul lui Dumnezeu, n-ai de ce să te temi. Frații mai în vârstă, văd aici câțiva frați de la Grădiște, își aduc aminte că probabil prin anii 66-67 până în 70 era o familie de penticostani în cartierul nostru, familia Ioța. În vremea aceea erau puține mașini, abia în 70 au început să apară Dacia 1300 și alte mașini. Dar erau căruțe, birje, oamenii încă aveau animale. Mi-aduc aminte că era un timp când cineva cu o căruță plină de fân a intrat în oraș și vrea să-și ducă fânul acasă la animale. Noi copiii, când eram mici, mergeam, ne prindeam de căruță, încercam să punem un băț, ceva și să fim târâți de căruță, să ne ducă căruța. Și un băiețaș a familiei Ioța, de 3 anișori, 4, nu știu dacă a avut, s-a prins de pălămari din spatele căruței. Cum n-a știut el, copil mic fiind, secretul să-mi ducă căruța și pe întâriș, scăpat pălămarul și a ieșit din spatele căruței. Repet, erau foarte puține mașini. Dar chiar atunci când el a ieșit din spatele căruței, a venit o mașină și l-a lovit imediat pe loc. L-au luat în mașină, l-au dus urgent la spital. Sora Ioța a auzit abia după vreo 2 ore că băiețașul ei este în spital și repede s-a dus la spital. Copiii erau spitalul de copii acolo unde e policlinica de copii acum orele. A intrat acolo și copilașul acesta era într-un salon cu aparatura care era atunci, încercau să îl resusciteze și medicul s-a uitat la mamă și a zis, Doamna Ioța, nu cumva să-l mișcați, nu știm cât e de traumatizat, lăsați-l așa cum este. Și mama s-a uitat și vorbind ea cu medicul, copilul a deschis ochii. I-a cunoscut vocea și când a văzut-o a zis, mamă. Și mama s-a uitat la el și copilul a continuat, mamă, ia-mă în brațe. Medicul a prins-o pe mama de mână și a zis, nu cumva să-l luați. Dar copilul a insistat, mamă, ia-mă în brațe. Și când copilul a zis și a treia oară, mamă, ia-mă în brațe. Medicul a zis, Doamnă, hai să îndeplinim o dorință, nu-l luați în brațe. Dar merge și băgați mâna sub căpușor. Și mama s-a dus la căpușorul lui, i-a introdus palma sub căpușor și copilul cu privirea fixă, cu ochii mari, o lăsat să-i curgă niște lacrimi din ochi și a mai zis odată, mamă, ia-mă! Și a căzut cu capul într-o parte și și-a dat duhul. Erau după masă când soarele apunea, că noi cântam cântarea în cimitir, Doamne, acum seara a sosit, ție ne închinăm, lucrul zilei am împlinit, iar mama se uita spre apusul de soare și striga, la revedere copilașul meu drag, la revedere, eu nu te-am putut lua în brațe, dar te-am luat Domnul Iisus în brațe, la revedere, aștept mâine dimineață, aștept să treacă seara și noaptea, să vină mâine dimineață și să fiu împreună cu tine. Copilul acesta a avut ultima dorință, să fie în brațul Domnului. Trecem prin atâtea încercări, boli la care nu ne-am gândit, necazuri care ne intersectează viața, lovituri după lovituri. Știți unde e siguranța? În brațul Domnului. Brațul Domnului este puternic. Brațul Domnului câștigă biruința. În brațul lui Iisus de frică nu știm. Dacă astăzi vă chem pe toți, aici, lângă acest catafal, la ceva, vă chem la brațul Domnului.
să ne punem toată nădejdea în el, că viața se duce. Zilele de slujbă se termină, dar e important când am încheiat tot aici să continuăm să trăim dincolo. Trecerea de aici în viața eternă să fie doar o virgulă și apoi să fim pentru totdeauna cu Domnul și în brațul Lui. Ajută-ne, Domnul, acestea. Amin. Am ajuns la încheierea serviciului divin de priveghiu și ne-am rugat Domnului la început. Și întotdeauna se așteaptă și mulțumescul. Păi vise ne ridicăm în picioare. Îmi pare rău pentru mulți frați slujitori care n-au putut să aibă un cuvânt de salut și condoleanțe pentru familie. Îmi face rugăciunea de mulțumire prin fratele păstor Vasile. Frate Vasile, veniți aici și rostiți rugăciunea. Nu nouă, Doamne, ci numelui Tău dăm slavă, dăm cinste și mulțumire pentru tot ceea ce Tu hotărăști. Da, Doamne. În aceste momente solemne, în acest templu sfânt, unde Duhul Sfânt este Cel care este prezent și care prin cuvintele Evangheliei și cuvintele fraților, în seara aceasta, familia Borlovan a primit mângâierile Tale. Venim să-Ți mulțumim, să Te înălțăm și să Te slăvim, pentru că Tu faci rana, dar tot o legi. Binecuvântează strângerea noastră la oaltă. Binecuvântează familia Borlovan. Amin. Binecuvântează Biserica Micalaca. Amin. Binecuvântă tot corpul pastoral și clerical care este prezent aici. Amin. Fie ca în numele Tău, care este vrednic să fie slăvit și înălțat, să-L purtăm veșnic în inimile noastre, în nădejdea reîntâlnirii cu Tine și cu toți cei dragi. Amin. Amin. Vă invit să vă așezați pe scaune. Serviciul divin de priveghiu s-a încheiat. Seara de priveghiu continuă. În numele Domnului Iisus Hristos, vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Sigur, prezența dumneavoastră a adus mângâiere. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze pe toți. Mulțumesc tuturor fraților care au slujit și celor care n-au slujit și sunt slujitori și au venit aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Pentru mâine, ultima zi în care putem să facem ceva, având între noi trupul neînsuflețit al fratelui Cornel, va fi slujba de înmormântare. Tot de aici, din locația bisericii, la ora 16, la ora 4, vom avea serviciul divin de înmormântare, apoi vom pleca spre dormitorul lumii, spre locul unde îi ducem pe cei dragi să se odihnească până când Domnul Iisus va suna cu trâmbița. Și atunci, cei morți, asta e crezul nostru, noi cei vii, ăsta e primul crez, vom fi răpiți, transformați toți împreună să-L întâmpinăm pe Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare și Domnul să ne ajute să fim și în finalul lucrării de mâine. Harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu fiecare dintre noi. Amin. Fanfara poate să mai intoneze unit.